Încă din primul an de mandat, deci în urmă cu 26 de ani, fostul primar al Devei, Mircea Muntean, și-a făcut un obicei de a colinda și a transmite urări de bine atât devenilor, cât și angajaților din instituțiile de venem. Dacă în alte împrejurări, uneori, fostul primar nu a reușit să-și respecte promisiunile, nu același lucru se poate spune când e vorba de credința în Dumnezeu și păstrarea obiceiurilor strămoșești. Și anul acesta, Mircea Muntean a început să-i colinde pe deveni, dar a făcut un pas și la Episcopia Devei și Hunedoarei. Fostul primar al Devei a ajuns la Episcopia Devei însoțit de cunoscuta și apreciată ceată de dubași din satul Boz, păstrător al unei multitudini de obiceiuri tradiționale creștine și laice hunedorene. Ne place foarte mult obiceiul. La noi în seara de ajun avem câteva obiceiuri foarte frumoase. Merg copilașii cu steaua, apoi cu viflaimul. După aceea vin copilașii mai mari sau ficiorii cu irodul, este turca sau capra și la final, în jurul orei 22, pleacă dubașii. Este ceva extraordinar. Multe le avem de la bunicii noștri, de la străbunicii noștri și nu vrem să le lăsăm așa, cum cred unii și alții. Nu lăsăm nici pe domnul fost primar și pe viitor probabil să nu umble fără noi și noi fără dânsul. Ați ieșit din nou la colindat pe străzile Devei pentru a aduce zâmbetul pe buze devenilor. Nici n-ai cum când vezi această trupă extraordinară de la Boz, care de ani și mii de ani poate păstrează această tradiție sfântă de Crăciun, să nu fii alături de ei, să nu le deschizi ușa și să nu-i primești cu brațele deschise, pentru că sunt oameni care duc tradiția mai departe. Uite la acești copii minunați care vin lângă noi, acești dubași care nici măcar nu mai știm să facem o piele de dubă. Dacă ne mor meseriașii, rămânem fără instrumente. Iată de ce, cu ultima suflare, zic eu, să trezim o dată poporul ăsta și nu în ultimul rând pe deveni și pe hunedoreni, că ei le trăiesc din plin colinzile, mai bine ca oricine în țara asta. Sărbători fericite!